Bună ziua, dragilor! Iată că am venit în Brașov. Avem o vacanță culturală de 3 zile și toate aceste 3 zile vom fi susținuți de doamna Carmen Mureșan. Vă rog să vă prezentați. Bună ziua! Bună ziua! Numele meu este Carmen Mureșan și am privilegiul să fiu ghid de turism de 15 ani. Brașoveancă născută și crescută aici, iremediabil îndrăgostită de toate frumusețile Brașovului, ale Transilvaniei și, în general, ale întregii țări. Și este o onoare pentru mine să vă fiu gazdă aici și sper să apuc să vă spun povești mai puțin cunoscute despre orașul nostru. De-abia l-așteptăm. Unde suntem aici? În primul rând, aș vrea să vă spun că ne aflăm în cartierul Șcheii Brașovului, în care avem câteva comori despre care vă voi povesti foarte pe scurt în curând. Mai întâi aș vrea să vă spun că de obicei oamenii cunosc locul acesta, Piața Unirii sau Piața Prundului, se mai spune, fiindcă toate pâraiele umflate de dezghețul zăpezilor de pe masivele muntoase aduceau în trecut prundiși în acest loc. Oamenii au tendința să asocieze acest loc doar cu o singură sărbătoare prestigioasă, faimoasă a Brașovului, și anume Parada Călarei a Junilor Brașoveni din Duminica Tomii, prima duminică de după Paște. Dar în realitate acești juni, aceste cete de feciori, 7 la număr, cu o istorie de câteva sute de ani, aceste cete au mai mult decât acea sărbătoare. Acea Paradă Călării este doar cireașa de pe tort, este finalul unei săptămâni ce se cheamă Săptămâna Luminată, urmându-i Duminicii Paștelui. Aceste cete de feciori au ritualuri și funcții foarte bine stabilite și, în afară de parada aceasta a junilor, care adună atâta lume din toată țara și din străinătate, exact, pentru că ăsta este și locul unde se reunesc cele 7 cete de juni călări și urmează să coboare în cetate pentru a face un tur ritualic al cetății, în aplauzele tuturor și spre uimirea tuturor, pentru ca ulterior să se reîntoarcă și să se retragă către locul de petrecere, Pietrele lui Solomon. De asemenea, un loc cu rol simbolic în întreaga civilizație a junilor, aș putea spune. Dar, desigur, începând cu ziua Paștelui, sunt foarte multe ritualuri. De pildă, unul dintre ele presupune că aceste cete de juni să cânte troparul învierii la fiecare dintre troițele și suntem chiar lângă una dintre ele. Troițele avem mult mai multe, prima dintre ele ar fi atestată undeva la sfârșitul secolului XIII, dar cea mai mare parte dintre troițele care mai rămân datează undeva în secolele XVIII-XIX. Ne aflăm lângă troița capitanului Ilie Birt, unul dintre cei mai de seamă fruntași ai românilor șcheieni, construită undeva în prima jumătate a secolului XVIII, de îndată ce acest capitan de oști se întoarce victorios din războiul austro-ruso-turc, mândrindu-se cu faptul că el însuși a capturat peste 30 de prizonieri turci. Iată cetele de juni, fiecare înconjoară aceste troițe, se opresc pentru a cânta troparul învierii, ulterior au și alte ritualuri. Aceasta este piața, de altfel, în care au loc aruncatul în țol, ca probă de curaj și de bărbăție a junilor. Presupune ca un covor foarte mare, țesut așa, dublu, să fie ținut de o ceată de voinici, de juni, și în acest timp să îl arunce pe unul dintre ei cât mai sus. Tot aici să țină bine covorul. Exact, exact. Tot aici are loc și ritualul aruncării buzduganului, tot o probă ritualică. Cel care aruncă cel mai sus și sparge norii, cumva lăsând soarele victorios, nu soarele binelui, soarele Dumnezeu, să se reverse peste noi. Acela este cel mai curajos, cel mai bărbat, cel mai puternic. Ok, trebuie să fie interesant. Cu siguranță. Nu vă mai povestesc despre învestirea șerjilor, care are loc în fiecare an de Paște, fiindcă aceste cete se refac și se destramă în fiecare zi de Paște. Își primesc obiectul ritualic, buzduganele, direct de la parohul Bisericii Sfântul Nicolae de aici.
Nu vă mai povestesc de marțea cu plăcinte în care gospodinele... Ba, povestiți-ne! În care gospodinele din șcheii Brașovului pregătesc niște plăcinte speciale, unele făcute cu orez cu lapte, aromatizate cu portocale și rom și vanilie, unele cu tăiței de casă și lapte. Adică vorbim despre rețete documentate de 200, da, exact, da, de aproape 200 de ani și care, iată, își continuă și astăzi continuă să fie la fel de savuroase și de apreciate. Ar fi bine să se găsească și în alte perioade ale anului, nu doar atunci. Da, cu siguranță, cu siguranță. În primul rând, locul acesta este special pentru noi, fiindcă aici, în această curte pe care o vedem în fața noastră, adăpostim două bijuterii ale Brașovului, două leagăne de civilizație ortodoxă, de luptă pentru unitate națională, de ținut standardul sus pentru limba română, este locul de naștere a limbii române, dacă vreți. Și mă refer la Biserica Sfântul Nicolae. Și ea datează undeva de la începutul secolului XVI, se pare că aici exista un locaj de cult cu mult mai vechi și trebuie să fie adevărat de vreme ce Papa Bonifaciu al IX-lea o amintește o comunitate de așa zis schismatici, cei care refuzau în mod constant să se convertească la credința catolică. Și lucrul acesta se întâmplă, documentul este elaborat undeva la sfârșitul secolului XIV. Dacă se aude tocmai de la Vatican, de șcheii Brașovului, trebuie că treaba era destul de serioasă. Așa era. Iar chiar lângă biserică... Biserica este cea care e cu ceas, da? Da. Ok. Da. Iar, sigur, biserica este legată de mari figuri ale țării românești care susțin construcția ei în timp și, prin urmare, și comunitatea românilor șcheieni, fiindcă aceasta este o suburbie a Brașovului în care, de-a lungul timpului, au locuit majoritar români, nu exclusiv români, ci li se vor alătura mai ales cu ocazia începerii lucrului la începerii edificării sistemului de fortificații al cetății Brașovului și începerii construirii Bisericii Negre, li se vor alătura și populații sud-dunăreni, adică și bulgari și români. De aceea acest cartier era cunoscut drept cartierul grecesc sau bulgăresc, fără însă avea neapărat un sens național sau exclusiv etnic. Sașii brașoveni se refereau la greci sau la bulgari, la toți cei care erau de credință ortodoxă. Iar în curtea Bisericii Sfântul Nicolae, un mic tezaur, un mare tezaur, într-o clădire aparent modestă, în care a activat o tiparnița diaconului Coresi și în care a fost așa un leagăn de cultură, de civilizație, de educație românească. Adică clădirea, cum ne uităm acum, din stânga, în dreapta este biserica și în stânga este acea prima școală românească. Am înțeles că acolo sunt 6 cărți în tezaur. Sunt mult mai multe, în trecut oamenii, în special mă refer la epoca în care au venit comuniștii, au venit, mă rog, rușii, au avut, din câte știu, ordin să distrugă masiv manuscrise, cărți, practic să ne ardă toată cultura și educația, dar în trecut oamenii obișnuiau să-și adăpostească, să-și protejeze cărțile, predându-le preotului local și, din câte știu, ele au fost o bună parte adăpostite cumva în turnul Bisericii Sfântul Nicolae, unde au fost descoperite foarte târziu, cu ocazia unor renovări, când s-a tras de o cârpă ce părea o cârpă veche, un prosop ceva, și întregul tavan s-a surpat și au căzut. Da, e vorba de mii de cărți în întreg tezaurul pe care îl ascunde prima școală românească. Super! Păi atunci să mergem în prima școală românească să vedem... Să-i descoperim mai mult decât istoria, să-i descoperim magia acestui loc, dacă exact. Nu e prea mult spus. Cred că e bine spus, da. Suntem impresionați de ce am văzut în prima școală românească și ne bucurăm foarte tare că am reușit să intrăm. Și acum să mergem la Biserica Sfântul Nicolae, să vedem ce ne așteaptă în biserică. Unde am ajuns?
Cred că este important de menționat că în această casă din spatele nostru se naște și trăiește în veacul al XIX-lea Mișu Pop, unul dintre cei mai de seamă artiști, pictori, artiști brașoveni, alături de Constantin Leca, de pildă, de care îl și leagă o frumoasă prietenie. Și ambii se remarcă inițial drept pictori de biserici, ulterior pictura lor va căpăta un aspect laic, iar Mișu Pop se va specializa, ca să zic așa, și asta o să-l facă foarte, foarte celebru, în portretistică, începând cu toate categoriile sociale ale brașovenilor care trăiau în epoca sa și până la portretul istoric. De fapt, punctul culminant în toată cariera sa de pictor ar fi portretistica istorică. Nu cred că e cineva să nu fi văzut celebrul tablou, celebra pictură a lui Mihai Viteazu, cea care apare în toate manualele de istorie, aceea impozantă, nu? Când el este drapat peste armură. Aceea este opera lui Mișu Pop. Frumos. Asemenea, implicat în ideologic și faptic în Revoluția de la 1848 și, nu în ultimul rând, profesor al școlii Andrei Șaguna, despre care cred că merită să spunem câteva lucruri. Să ne apropiem puțin. Undeva la mijlocul veacului al XIX-lea se vor pune bazele cu foarte mari eforturi, pentru că toată lumea știe truda și eforturile românilor transilvăneni de-a lungul istoriei pentru a avea drept la educație. Și atunci, undeva la mijlocul secolului al XIX-lea, cu mari eforturi, Andrei Șaguna, episcop și mitropolit ulterior, ortodox, va pune bazele gimnaziului de băieți Andrei Șaguna. Și în zilele noastre este cea mai prestigioasă unitate de... Aceasta de pe stânga, nu? Da, astăzi okay. Este Colegiul Național Andrei Șaguna și merită menționat din tot sufletul, fiindcă numai puțin de 48 de elevi sau profesori care au predat aici vor ajunge ulterior membrii ai Academiei Române. Totodată aici se va pune în scenă, dacă vreți, prima dată la 1892, opereta lui Ciprian Porumbescu, Crainou, chiar în sala festivă a acestui liceu. De pe băncile școlii vor ieși foarte multe, în această școală vor studia foarte multe personalități. Aurel Vlaic, Octavian Goga, Ștefan Octavian Iosif, Lucian Blaga, iată, Sextil Pușcariu, toți aceștia au fost elevi sau profesori în această unitate de învățământ. Să povestim și de fântâna impudică. Da, să povestim. Undeva în a doua parte a secolului al XIX, la început de secol 20, se spune că aici, în curtea liceului Andrei Șaguna, liceu de băieți, desigur, se instalează o fântână cu cai și cu nimfe, care ulterior va fi mutată printr-o petiție a profesorilor. Nu e greu de crezut lucrul ăsta, fiindcă clădirea pe care o vedem în partea stângă, cea din stânga, exact, da. A fost aceea, construită da. Special pentru a-i caza pe profesorii care predau aici în da, liceu. Da. Se va face o petiție din partea profesorilor care erau cumva jenați de faptul că băieții făceau comentarii nepotrivite la adresa nimfelor cu sânii la vedere. Okay. În urmare, această fântână va fi mutată de aici. Mai știm și unde? Mai avem poveste? Există o teorie cum că au existat două fântâni, una amenajată în parcul Rudolf, alta aici, dar există și o variantă potrivit căreia cea de aici a fost luată și mutată lângă viitoarea casă a armatei. Și mai bine, nu? La casa da. Armatei. Da, ok. Acum aici e un teren de, de fotbal, de basket. Bine, să continuăm. Ne îndreptăm către vechea cetate a Brașovului, cunoscută sub numele de Corona sau Orașul Coroanei, dar înainte să ajung acolo, aș dori să menționez câteva lucruri în legătură cu relațiile dintre românii șcheieni și sașii brașoveni. Acum, toată lumea cunoaște pe ansamblu care a fost situația politică, juridică, socială a românilor în Transilvania, în general după cucerirea maghiară și înglobarea Transilvaniei în regatul maghiar. Toată lumea știe și a auzit vorbindu-se de Unio Trium Nationum, uniunea celor trei națiuni, în care se statua foarte clar că secuii, maghiarii și sașii erau națiunile privilegiate, în timp ce românii erau cumva tolerați. Foarte frustrantă situație, da. Nu?
neavând dreptul să-și construiască biserici de piatră, ci doar de lemn. Dar vedeți, să nuanțăm puțin situația, iată, există chiar în situația asta există câteva excepții. Iată, Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașov, care nu este decât o recunoaștere a faptului că această comunitate era o comunitate sudată, puternică, prosperă. Da, da. Să nu uităm că din secolul XVI românii șcheieni vor domina întregul negoț brașovean. Și mai avem câteva excepții de tipul acesta în Transilvania, așa că nu aș dori să vă închipuiți că între românii șcheieni și sașii din cetate a existat un conflict permanent. Desigur, se poate vorbi și de o grămadă de nedreptăți de-a lungul timpului, dar pe de altă parte să nu uităm că existau interese de ordin comercial, economic, care de foarte multe ori primau. Și cel mai bun exemplu ar fi, să vi-l dau în ideea aceasta, exemplul negustorilor și ai meșteșugarilor. Se știe că cele mai importante bresle ale sașilor brașoveni aveau de-a face cu postăvarul, cu țesăturile, cu pielăria, cu tăbăcăria, etc. Acum, se știe că sașii n-au fost niciodată crescători de oi, pe când românii au făcut lucrul ăsta și încă o fac și o fac foarte bine. Da. Prin urmare, dacă românii nu ar fi furnizat materiile prime de tăbăcarilor și țesătorilor, nu ar fi avut ce să lucreze. Da. Mai există și un alt gen de relație. Totodată se practica albitul pânzeturilor, de pildă, în Șcheii Brașovului. Și mai există un aspect, cel puțin un aspect, serviciul de delivery, dacă aș putea spune okay. așa, serviciul deci de transport pentru sașii brașoveni, îl asigurau tot românii care aveau celebrele care, imense carele mocănești. Și nu de puține ori, vă spun un secret, să nu vă închipuiți că toți sașii aveau dorința să plătească toate taxele vamale pe unde mergeau. Câteodată încercau să se fofileze, dacă pot să folosesc termenul ăsta, și o făceau angajându-și de obicei o călăuză dintre șcheieni pentru a-i duce pe drumuri mai ferite de munte, okay. ca să mai sară câte un punct vamal și să mai economisească un ban în felul acesta. Da. Bine. Să scot o hartă, să vă arăt harta lui Radu Olteanu, care ți arată exact cum arată cetatea Brașovului 300 de ani în urmă. Să scot chiar acum. Deci asta este poarta de intrare. Asta este cea mai recentă poartă a Brașovului, construită în secolul al XIX-lea, în timpul împăratului austriac Francisc. Și se construiește pentru a fluidiza, facilita cumva traficul în perioada aceea, în special traficul care venea din zona șcheilor Brașovului. De altfel, se și cheltuiește cu o contribuție foarte importantă din partea comunității șcheienilor. Deci. Mergem pe aici, ok. În curtea Facultății de Silvicultură, unde încă facultatea mai... Facultatea fiind cea din față? Exact. Ok. Da. Fosta școală de fete la sfârșit de secol 19. Deci dincolo de băieți, aici de fete. Aici era comunitatea sașilor, care și-au amenajat o școală la sfârșit de secol 19, început de secol 20. Ah, ok. Pentru fete, iar vis-a-vis, acum unde astăzi se găsește maternitatea Brașovului, a fost școală de băieți, cumva separat. Aha, asta fiind în aceeași perioadă. Exact. Bun, am exact. Și ne aflăm în fața porții Ecaterina, singura poartă medievală pe care noi o mai conservăm. Ar fi de spus că în Evul Mediu au existat trei porți de acces în cetate și fiecare poartă prelua, dacă vreți, oamenii veniți de pe o anumită direcție. Nu se intra în cetate cum avea fiecare chef, ci se intra după niște reguli destul de stricte, ca de altfel orice aspect din viața cotidiană într-o comunitate de sași. Deci pe o poartă intra cel care venea din Moldova, pe altă poartă venea cel care venea din Făgăraș sau de la Sibiu sau de la Bran. Și
și toate aveau design-uri diferite. Pune. Exact. Bine, okay. Existau și elemente, desigur, elementele comune. Epocii comune. Mm-hmm. Aceasta este o poartă construită undeva în secolul XVI și este construită în ideea să le permită românilor șcheni să intre în cetate. Dar atenție, să intre pentru diverse treburi, muncă zilieră, pentru a-și vinde, a-și desface produsele în condițiile epocii, adică plătind anumite taxe, pentru a cumpăra de la târgurile locale, dar nu pentru a locui în interior. Și aici aș vrea să clarific un aspect, pentru că toată lumea are, sau cea mai mare parte dintre oamenii pe care eu îi cunosc, inclusiv colegi de chidărie, au impresia că doar românilor le era interzisă locuirea în cetate. Vreau să vă spun că atunci când sașii transilvaneni au fost invitați să colonizeze Transilvania, și asta se întâmplă de pe la 1140, de când regele maghiar Gheza al II-lea hotărăște că era nevoie de o populație de coloniști care să apere, așa i-a și chemat, i-a chemat ca invitați să colonizeze toată o anumită arie din Transilvania și este specifică de la Orăștie la Drăușeni, în ideea că această colonizare avea să apere coroana maghiară. Așa i-a și chemat, să apere împotriva invadatorilor. Puteau să fie cumani, puteau să fie tătari, puteau să fie otomani, etc. În virtutea unor privilegii pe care le-au primit și pentru care au și venit, au hotărât, în trecut mobilitatea nu era așa de mare cum e astăzi. Mi-am hotărât să-mi fac bagajul și hop, să mă duc repede. Acolo nu. Trebuie cam rămâneai. Exact, trebuie că au existat niște motive foarte serioase și ceva foarte ofertant să determine un om să-și lase pământurile natale și să se mute, să călătorească atâta cale lungă și să se mute într-un loc perfect nou pe care nu-l cunoaște. Să ia de la început. Și privilegiile acestea au fost foarte însemnate. Ei au știut să și le valorizeze, au dat valoare și le-au apreciat și le-au menținut în timp. Un privilegiu important ar fi fost acela de libertate personală. Ce înseamnă conceptul de libertate personală? Să nu ai obligația de a fi iobag, să nu ai obligația de a lucra pe pământurile unui nobil și a avea libertate personală, vorbind la nivelul evului mediu, era un lucru fabulos. Da. Astăzi e o valoare fundamentală, libertatea personală, și ne e greu să credem că nu toți o au. Dar iată așa au stat lucrurile atunci. Au primit dreptul de proprietate a pământurilor pe care s-au așezat. Mm-hmm. Pe de altă parte, au primit un drept foarte important, acela de a autoadministra, autonomia administrativă și juridică. Și în virtutea acestui drept de autonomie juridică și administrativă, au hotărât sașii că atâta vreme cât ei contribuiau la sistemul de fortificație al orașului, ei îl mențineau și ei apărau comunitatea, o apărau în cazul unor invazii, au hotărât că nicio altă nație în afară de ei nu avea dreptul să-și cumpere o casă sau să-și edifice o clădire de cult, o biserică în interiorul cetății. Deci să ne înțelegem bine, nici măcar nobilimea maghiară nu a avut vreodată dreptul de a se refugia, inclusiv în caz de asediu, în interiorul zidurilor, în incinta zidurilor unui oraș săsesc. Prin urmare, românii, maghiarii, romii, evreii, armenii, grecii, bulgarii, etc., nu puteau să locuiască, să își cumpere case sau să-și ridice biserică. Lucrul ăsta va dura până la sfârșitul secolului XVIII, când, printr-un edict imperial emis de Iosif al II-lea, împărat al Austriei, edictul se numește edictul de concivilitate, mă rog, mai există și un edict de toleranță religioasă și cu această ocazie li se va impune cumva să fie mai flexibil și să permită și altora să intre în cetate. Cu această ocazie, încetul cu încetul, vor veni românii și, evident, foarte prosperi, își vor cumpăra nu un lot, ci două loturi de casă. Iar primele biserici ortodoxe din cetate datează din această perioadă. Super! Despre poarta Ecaterinei ar fi de spus că există două elemente care ne interesează în mod specific de pe acest monument gotic care datează, cum am spus, de prin anii 1500. Primul ar fi cele patru turnulețe pe care le vedeți că decorează colțurile acoperișului și care
în Evul Mediu ar fi reprezentat un avertisment pentru toți cei care se încumetau să intre într-o cetate să sească. Pedeapsa cu moartea. Exact. Pedeapsa cu moartea, pentru că aceasta era cea mai înaltă expresie care vorbea de autonomia lor juridică și administrativă. Mai pe scurt, atunci când vezi, când vedeau în trecut, da, azi nu mai e valabil, mai, patru da. Turnulețe, omul știa, atenție, în acest oraș, magistratul orașului poate hotărâ să curme viața cuiva care a comis o crimă foarte mare, care a comis o infracțiune foarte, foarte gravă, fără a trebui să mai ceară permisiunea vreunei instanțe superioare. Okay. De pildă, nu știu, Tribunalul Regal Maghiar. Da? Desigur, cazurile mai complicate, mai sofisticate ajungeau până sus la rege sau mai târziu la împărat. Dar pentru cazuri simple care puteau fi rezolvate local, se aplica pedeapsa cu moartea fără drept. Se chema dreptul spadei, ius gladii. Când vedeau aceste patru turnuri, exact. Și ele sunt plasate comporte... de obicei pe niște edificii care au o importanță simbolică. De pildă, poarta Ecaterina sau în trecut se afla pe Casa Sfatului în Brașov. O veți regăsi și în alte orașe, turnul cu ceas din Sighișoara, biserici evanghelice, cum ar fi cea de la Media și cea de la Bistrița. O veți regăsi și pe Catedrala Evanghelică din Sibiu, etc. Al doilea element de interes pentru noi l-ar reprezenta blazonul Brașovului, stema Brașovului, pe care o puteți vedea și pe această hartă, dacă îmi permite să o desfășor. Da. Este o hartă pentru care îi mulțumim lui Radu Olteanu, foarte atent cercetător, talentat ilustrator, foarte fin cunoscător de istorie antică, de istorie medievală, totodată, care reproduce, iată, reconstituie această hartă a Brașovului așa cum arăta orașul fortificat undeva 300 de ani în urmă, deci sfârșit de cam secol. Cam pe unde am fi noi? Noi am venit pe drumul acesta și noi ne aflăm la poarta Ecaterinei, chiar Ecaterinei, aici. Okay. Dincolo de poarta Ecaterinei, așa cum am venit noi, se întindea suburbia Brașovului numită Șcheii Brașovului, locuită preponderent de români. Brașovul în vechime nu însemna doar cetatea, deci nu însemna doar incinta asta fortificată, ci de aceeași administrație, jurisdicție a magistratului orașului aparțineau și cele trei suburbii ale Brașovului. Iată una, Șcheii Brașovului, din care tocmai am venit, care era preponderent locuită de români. Zona aceasta care duce către nordul Brașovului și care poartă denumirea de Dialte Ștat sau Brașov Vechi, locuită preponderent de sași, dar cu un caracter pronunțat agrar, rustic, nu se ocupau mai mult de agricultură, și în partea aceasta se întindea, de fapt, o suburbie numită Blumena, iată, cu o denumire provenită din limba germană, dar o suburbie locuită preponderent de populație maghiară. Ele aparțin, așa cum am zis, de aceeași administrație a cetății Corona, orașului Coroanei, și vor avea la un moment dat și reprezentativitate în sfatul celor 100 sau sfatul în centumviratul Brașovului. Și stema aici? Stema Brașovului, da. Se pare că prima dată când stema Brașovului este tipărită, se întâmplă acest lucru în 1532, atunci când Johannes Honterus, un cărturar umanist născut aici la Brașov și educat prin mari universități central și vest europene, la Basel o tipărește prima dată, și inițial existau doar 13 rădăcini, fiindcă fiecare rădăcină ar fi reprezentat una din cele 13 localități din țara Bârsei, toată zona aceasta de care aparține și Brașovul, toată zona care înconjoară Brașovul, și care localități erau locuite de oameni liberi, oameni care nu aveau obligația de a lucra pe pământurile nobililor. Ulterior, desigur, stema va evolua cu mult mai multe rădăcini. Există și teoria conform căreia se face o confuzie lingvistică între Burzenland, țara Bârsei în limba germană, și Wurzenland, țara rădăcinilor, dar cine mai poate să știe exact cum au evoluat lucrurile. Cred că mai degrabă ar fi de interes o legendă pe care sașii o spun și o cred și o și sărbătoresc de altfel, și anume faptul că mult timp înainte de colonizarea sașilor în Transilvania, un rege maghiar, Solomon, se află într-o zi pe câmpul de luptă într-o bătălie împotriva cumanilor migratori, și în timpul bătăliei își poartă coroana deasupra coifului.
evident, e o idee proastă, fiindcă toată lumea putea să vadă că este regele și se punea singur în pericol. Da. Prin urmare, un soldat îl avertizează că dacă nu își dă jos coroana, e în pericol de moarte. Iar regele îl ascultă, își lasă coroana undeva în pădure. A fost o luptă foarte grea, o bătălie foarte grea, în care cu greu scapă cu viață, fiindcă este urmărit de cumani. Și în retragerea sa de pe câmpul de luptă, își lasă coroana acolo. Legenda continuă și ne spune că atunci când sașii au sosit în partea asta, și aici în zona Brașovului vor ajunge cu ocazia celui de-al doilea val de colonizare, undeva la începutul anilor 1200, presupunem că au găsit această coroană în pădure, presupunem de asemenea că era acoperită cu vegetație și cu rădăcini crescute prin interior, așa. Iar faptul că au văzut-o în felul ăsta a fost interpretat ca un semn de la divinitate. Dumnezeu ne trimite mesajul că trebuie să întemeiem aici o așezare pe care să o denumim Corona. Iată, orașul Coroanei sau Kronstadt în limba germană. Da, frumoasă poveste. Dacă îmi permiteți, apropo de denumirile orașului, în general cei care văd simbolul Brașovului acolo scris sus pe muntele Tâmpa, au impresia că este vreun soi de admirație pentru Hollywood și aș vrea să le spun că nu este așa, ci este mai degrabă o referință directă la faptul că numele orașului nostru a fost schimbat în anii 50, când România se afla sub ocupație sovietică, în Stalin. Și copacii au fost toaletați și tăiați și aranjați în așa fel încât să scrie Stalin acolo sus. Iată, atunci când s-a făcut acest semn, de fapt a fost ca un fel de manifest direct. Iată, noi ne numim Brașov și nu avem de gând să mai lăsăm pe nimeni să schimbe denumirea asta în altceva vreodată. De la Poarta Scheie, iată, coborâm pe o stradă ce în trecut se numea Strada Neagră. Acum n-aș vrea să vă închipuiți că la Brașov totul e negru. Și strada, okay. și biserica. Da. Motivul pentru care a purtat această denumire este unul foarte simplu. De-a lungul timpului, pe această stradă, în special din rațiuni profesionale, pragmatice, tehnologice, locuiau și lucrau tăbăcari, pielari, etc. Existau la un moment dat aproape 40 de ateliere de pielărie pe această stradă. De altfel și arhitectura caselor vă arată că acestea erau case de meșteșugar, da? Cu parterul destinat spațiului de lucru, atelierului propriu-zis, și cu etajul în care locuia familia meșterului, dar nu numai. Locuiau și ucenici și calfe. O să vedem un pic mai târziu. Mare. Exact. Da. Existau mai mulți membri în această familie extinsă. Okay. Da. Strada Neagră îi se spune probabil și pentru faptul că de-a lungul străzii curgea așa un pârâiaș în care se deversau intestine, resturi de ape uzate, ape tehnologice, nu rezultate de la procesele tehnologice ale pielarilor, care, desigur, nu mirosau chiar înbietor, ba dimpotrivă. Da. Vorbind de multiculturalitate la Brașov, se cuvine să amintim de comunitatea evreilor. Desigur, evreii au fost prezenți în viața orașului în calitate de negustor încă din secolele 14-15. Veneau, își desfăceau mărfurile, cumpărau, plecau, se mișcau. Ca nicio altă etnie, ei nu au avut voie să își construiască case sau să locuiască în cetate. Prin urmare, prima familie care va fi așezată oficial aici în Brașov va fi atestată undeva la 1807, iar prima comunitate de evrei va fi atestată undeva în prima jumătate a secolului al XIX-lea, pornind cu o bază de 4 familii. În timp, această comunitate va tot crește, până undeva la 6.000 de evrei în preajma celui de-al doilea război mondial, când știm cu toții care a fost destinul evreilor, cu toate că aici, în Transilvania, au fost ceva mai apărați, nu neapărat super privilegiați, fiindcă, de pildă, puteau să-și găsească un loc de muncă atâta vreme cât un sas ar fi refuzat acel serviciu. Dar oricât, prezența un număr mai mare a evreilor exact când se termină al doilea război mondial ne arată că s-au refugiat din Basarabia, din Moldova, etc. Tot în fața noastră avem sinagoga Ashkenazi, nu neologă a evreilor, construită la 1901, care astăzi, în ciuda faptului că în timpul celui de-al doilea război mondial a suferit distrugeri importante, astăzi servește drept locaș de cult pentru o comunitate care se situează undeva la 300 de persoane.
În Brașov a existat și o sinagogă de rit ortodox, undeva pe strada Castelului, ceva mai în spate, care a fost devastată de legionari prin anii 40 și care nu mai este funcțională. Ne îndreptăm către celebra stradă a Sforii, da, care n-aș vrea să destram vreun mit, dar să știți că ea nu a fost decât un pasaj de acces, un coridor de acces care trebuia să-i ajute pe pompierii voluntari ai orașului să treacă ușor. Exact, să treacă mai ușor dintr-un cartier în alt, dintr-o parte într-alta a orașului, cu atât mai mult cu cât orașul a fost devastat de mai multe incendii, dintre care probabil cel mai devastator a fost cel de la 1689. Acum, cel care a cuprins și Biserica Neagră. Și Biserica Neagră, mm-hmm. Vom vorbi și despre ele, sigur. Acum, nu știu exact care e momentul în care s-a convertit așa, s-a transformat într-un loc romantic unde vin îndrăgostiții și fac poze și mai nou își scriu numele, și așa. Da, da. Fiindcă mai degrabă v-aș spune o anecdotă, o vorbă care circula în urmă cu 150 de ani în oraș și care vorbea puțin de cum era conceput și perceput standardul de frumusețe în epocă. Avea însă și brașoveni această vorbă că oarecum ar putea să-și dea seama un bărbat, un tânăr, dacă o fată pe care o zărește pe stradă e măritată sau nu, fiindcă în timpurile alea nu puteai să mergi să o întrebi dacă e măritată sau nu. Și atunci aveau ca reper dacă încă îi mai intră posteriorul pe strada Sforii, în cazul ăsta mai ai o șansă, nu s-a măritat încă. Aha. Știu că pare amuzant și greu de crezut astăzi când visăm să fim subțirei cu toții, dar în trecut standardul de frumusețe ar fi fost ceva foarte diferit de astăzi, fiindcă a fi slab în trecut era asociat cu boală, cu sărăcie, cu incapacitatea de a purta copii, dacă era vorba de o femeie, pe când prosperitatea, sănătatea era manifestată cumva. Voluptate. Exact. De aceea săsoaicele și nu numai asta, în general, în standardul de frumusețe, în imaginea frumuseții în toată Europa, a fost de femeie robustă, de femeie bine clădită. Iată cum s-au schimbat lucrurile azi, e incredibil, nu? Ne aflăm în fața Centrului Cultural Reduta și cred că e demn de menționat faptul că Brașovul are o sală de bal și de spectacole încă începând din epoca efervescenței teatrelor, balurilor vieneze, deci secolul XVIII. Dar așa cum o vedeți astăzi, clădirea este rezultatul eforturilor arhitectului șef al Brașovului din a doua parte de secol 19, începutul secolului 20, Cristian Kerci. El a făcut planurile după care se construiește această clădire și care servește drept sală de bal, sală de concerte, sală de teatru și se pare că își continuă moștenirea culturală până în zilele noastre. Iar denumirea de Reduta nu este întâmplătoare, se pare că a fost inspirată tot de cultura vieneză după o sală asemănătoare din capitala Imperiului Austro-Ungar. Bine, să mergem în continuare. Ne îndreptăm către Muzeul Civilizației Urbane și nu greșesc dacă spun că este muzeul care reflectă cel mai bine amprenta urbană, negustorească a istoriei Brașovului. Până la urmă, cel mai mare și cel mai important târg al Transilvaniei de-a lungul timpului. Cred că veți descoperi niște lucruri absolut fascinante în interior, așa că sper că sunteți pregătiți să vă puneți pantofii magici în picioare și să călătoriți câte sute de ani în urmă. Da, mai așteptăm. Suntem pregătiți.